Haide. Citim, da? Ordonează prin... numero tare. Aparatele din imagine. Im, așa. An. Ordinea. Lungimii. Așa. Și am vorbit și ieri despre lungimii și lățimii. Lungimea să... Face așa. Nu. Să faci un L mare, da? Și lățimea un L mic, da? Care e lungimea? Cum măsurăm lungimea? Așa. Nu. Așa e lungimea, da? Deci lungimea să faci un L mare, da? Și lățimea e un L mic. Da, stau eu aiurea, da? Dă o răbdă. Ai făcut o fundă. Da, am făcut o fundă. Deci lungime și lățime, da? Deci astea două sunt lungimi, celelalte două sunt lățimi. Așa o să vină L-ul, da? Ca eu, dar asta cred că ai să-l înveți la anul, da? Deci L-ul mare e lungimea, L-ul mic e lățimea, da? Deci ce ne punem să facem în prima imagine? În, la prima. Să scriu în casete lungime. Deci ordonează prin numerotarea aparatului din imagine în ordinea lungimii. Care e cel mai lung aparat? Ăsta. Dar care e lungimea lui? Dar ți-am arătat mai înainte, Giulie. Uite, asta e lungimea. Deci așa, da? Și asta e lățimea. Oh, da. Dar gândește logic. Televizor. Între un televizor, Giulie. Bine, sunt diferite diagonale. Dar în cazul de față, zicem că un televizor cu o diagonală de 56 de inci, ceva mai mare, da? Care e mai mare? Între un frigider, o mașină de spălat, un aragaz, un cuptor de microunde, ai de toate acasă, da? Și televizor, care e cel mai lung? Deci nu un alt, adică nu lat, ci în lungime. Uite asta, Giulie. Vezi? Fără ai televizorul, da? Lungime, uite-o. Care e cea mai lung? Televizorul. Păi vezi. Așa, da? Deci ce număr îi acordăm? 1. Bun. 1. Asta va fi 2. Dar ce e ăla? Un uscător de haine sau un spălător. Sau o mașină de spălat, da? 2. 3. Ce e ăla? Aragaz cu cuptor. Da. Aragaz. Avem? Ai aragaz în casă? Da! Da, așa. E bine. Ai și muncit la el. 4! Ce e ăla? Un cuptor cu microunde. Avea? Așa. Da! E cel mai mic, nu? Da! Hai să vedem mai departe. Cel mai mic lucru. Hai să vedem mai departe. Citim, da? Colorează! Nu, Giulie, nu. Te rog frumos, citește ceea ce scrie. Completează. Nu, Giulie. Ia pe silabi. Compară. Lungimea. Cablurilor. Așa. Electrice și colorează cu așa. Albastru. Pulina din
stol. Hai, June. Care? Da, asta nu mi-o citești. Celui care este mai scurt. Deci ce ne pune să facem? Să fac. Să colorez cu albastru cablul mai scurt. Ok. Adică apar aici. Așa, ce avem acolo? Un prăjitor de pâine. Toaster se cheamă, toaster, da? Toaster și un frigider. Așa. Toasterul e cel mai mic. Ok. Mijlociu nu mare ca ăsta. Ce facem, Giole? Televizorul tot mare, cablul. Mm-hmm. Dar uscătorul de păr, aici l-am făcut mic. Deci... Dar ce trebuia să colorăm noi, Giulie? Ia mai citești odată. Nu îi completează. Compară lungimea cablurilor. Electrice și colorează cu albastru. Bulina. Din dreptul celui care este mai scurt. Deci ce trebuia noi să colorăm? Bulina. Bulina, da? Da. Ok, mai departe citim, da? Nume rotează în ordine descrescătoare a lungimii. Carele? A lungimii? Ce sunt astea? Cablurile. Deci ne zici în ordine descrescătoare, da? Adică plecând de la... Vorbește, Giulie. 5. Așa. 4, 3. Păi scrie, mama. 2, 1. Trei, doi, unu. Cinci, patru... Trei, doi, unu. Deci vine asta. Hai, Giulie, suntem și noi atente sau dormim în papuci?
Ia. 5 4 3 2 1. Julie, care e ordinea descrescătoare, Julie? Plecând de la cel mai mare. Da. La cel mai mic. Și care e cel mai mic cablu de aici? Ăsta. Și ce număr i-ai pus? Că eu tot nu înțeleg acolo. 2. Julie, e exact ca și la numere, da? Ia uite, îți dau o foaie, da? Ia și șterge tot de acolo, da? Ia uite, îți spun aici 10, 6, 9, 20. Pleci descrescător, du-te, fată. Pleci descrescător și îmi scrii numerele, da? Haide, ia și-mi fac acolo să văd ce ai înțeles. Scrie-mi aici. Adică doar cu cifrele alea scriu. Da, să văd acolo. Asta-i 20? Da, Julie. Deci 20, 10, 9, 6. Și aici ce e așa de greu, Julie? Hai să vedem care e cel mai mare. Ăsta. Îi dăm ce cifră? 5. Ok, i-ai dat sau s-o șters? Ca să știu și eu ce facem aici. 5. Nu. 4. Care? Pune degetul pe bulină. Care, Julie? Degetul pe bulină. Și de ce mi l-ai pus 4 pe ăsta? Iată o linie să vezi care e mai mare. Asta, 3. Așa. Îmi tai. Nu? Unde ai pixul? Suntem mai atenți data viitoare? Pixul. Deci aici ce cifră să acordăm? 3. Așa. Până când se usucă aici, ăsta-i doiul. Doiul. Înțelegeți? Da. 3. Hai. Deci. 5. 5. 4. 3. 2. Că ia uite. Da. Așa. Hai mai departe. Și ăsta e 1. Păi da. De ce n-am putut să facem asta de la început? Acum am prins.